Spuneți-ne, vă rugăm frumos, niște metode. 3-9 volt, adică, da. Spuneți-ne niște metode prin care ne putem încărca aceste baterii. Asta e cu totul altceva. Cea mai bună metodă de a te încărca cu energie, a nu cheltui energiile aiurea. E suficient. Adică, pur și simplu, în timpul zilei, să nu cheltui propriile tale energii, aiurea. Și cum facem asta, să nu le cheltuim aiurea? Nu te enervezi. Știi care e chestia? Eu pot să-ți creez o condiție de viață stresantă. Și nu stresul să te omoare, ci atitudinea ta față de mine, față de mediu, față de colegi. Atitudinea te va omoră. Pentru că atitudinea aia te va genera în tine comportamente, inclusiv mentale, emoționale, agitații. Toate agitațiile respective, ca să te agiți, ai nevoie de energie. Uite, te agiți și cheltui energie. Și noi se mori datorită faptului dozii. Nu o să mor într-o zi datorită faptului ăsta, că colegii sunt nu știu cum crezi tu, o să mor datorită duratei expunerii la mediul ăsta. Mediul nu s-a schimbat cu nimic și noi nu facem nimic ca tu să mor. Noi ne vedem treaba noastră, dar tu așa ne cataloghezi. Uite cum sunt, ăsta cum e îmbrăcat, uite ăsta cum este, șeful nu-l suportă, ăla uite, iar o venit la muncă, asta iar o să iei din mine. E cheltuie cantitate de energie. Deci atitudinea noastră la stimuli externi. Da, în general, lege pentru toți telespectatorii. Nu stresul sau factorul stresor ne omoară, ci atitudinea noastră față de stresul, de față de elementul stresor, față de zona sau de condiții. Și nici știind chestia asta, dăm vina pe firmă. Firma aia mă omoară, nu firma te omoară, că dacă tu ești așa, o duci la țară, la vârf de munte undeva, sunt în zonă paradisiacă și o îți găsești acolo ceva care te omoară. Singurătatea. Faptul că ești singură. Pentru că modul tău de gândire, de atitudine, de, spunem așa, valorificare a lucrurilor, de valorizare lor, aia te va omoră. Pe ce dai tu energia ta? Unii oameni dau energia lor pe timp lucruri scumpe, veșnice și nemuritoare, alții toată viața dau energia lor pe lucruri care le mănâncă, focul le arde, hoții le fură. Și se trezesc la 70 de ani goliți pe din interior. Și atunci pe cine o să dai vina? Pe vampirii energetici care ne-au încurcat nouă să trăim, pe politicieni, pe guvern, pe nu știu cine acolo, găsim totdeauna un vinovat. Ideea este o altă lege. Dacă cineva în urma unei acțiuni firești, umane, ajunge să sufere, acel care suferă nu are dreptate. De ce? Pentru că totdeauna suferă acel care nu are dreptate. Uite, noi ne-am greșește? Evident că el greșește. Suferința arată unde anume el greșește. Și cu cât mai repede își acoperă acea greșeală, cu atâta mai repede o să acopere, spunem, scurgerea din unui inutil de energie din el, de energie vitală. Iar celălalt om vine numai să arăte unde ești imperfect. Ca o oglindă. Ca o oglindă, evident. Și atunci, dacă eu te enervez, eu nu știu probleme, eu nu fac nimic special să te enervez. Eu așa trăiesc, pur și simplu, eu așa vorbesc, eu așa mă comport. Dacă asta te enervează, problema ta, uite, îl luăs la altul de alături, pe el în alături. Eu de ce pentru tine sunt vampir energetic, dar pentru ăsta la altul nu? Doar eu sunt o singură unitate. E deci vorba de diferența de vibrație dintre... Nu, nu, vibrație ce înseamnă? Vedeți așa, iar fizică elementară, vibrație sau amplitudine sau frecvență. Ce înseamnă vibrație? Folosim cuvintele astea total aiurea, credeți-mă. Și din cauza asta... Din cauza asta, ce facem? Avem erori cognitive, de imagine asupra lumii. Și văzând lumea greșit, înțelegându-o greșit, având imagine asupra realității greșite, ce vom face? Vom folosi termeni greșiti care ne vor duce către judecăți greșite, către alegeri greșite, către comportamente greșite și în cele din urmă către suferință. Doar pentru că folosim termenii total aiurea. Adică dacă ne apucăm să vorbim lucrurile astea, trebuie să știm foarte bine, domnule, ce înseamnă vibrație, ce înseamnă frecvență, ce înseamnă oscilație, ce înseamnă lungime de undă, ce înseamnă modulare, ce înseamnă fază. Deci trebuie să învățăm fizică. Evident, dar noi nu suntem fizic, ești un obiect fizic, te supui tuturor legilor fizicii. Așa, e adevărat că noi suntem obiecte și subiecte, nu mai credeți-mă. 80% din oameni sunt doar obiecte, doar baterii. De aia n-au voință proprie. Subiect este cel care are voință. Dar de unde e sursa voinței lui? De unde el are voință și alții nu au? De ce unul poate, prin însăși prezența lui, Ștefan cel Mare, poate modula o realitate întreagă? Unul, ceilalți doar sunt obiecte. Își dau energia lui spre consum
că cu ajutorul acelei energii să înfătuim o acțiune utilă, război, victorie sau nu știu ce este acolo. Mai avem 2 minute la dispoziție și ca o concluzie, până la urmă totul pleacă din modul nostru de gândire. Totul pleacă, să spunem mai profund, totul pleacă din viziunea absolut prostească sau greșită a noastră asupra realității în care trăim. Dacă nu cunoaștem lucrurile astea, atunci suntem ca o grădință de copii care ne permitem să vorbim cu mare nonșalanță tot felul de prostii și nici măcar nu ne dăm seama. Și dacă cineva ne stimulează în chestia asta, exact ca și copiii, ei ce se înflăcărează și vorbesc, ce-ți imaginează, îți va povesti exact cum e viața pe Marte. Deși nu-și habar nu are despre asta. Dar pentru că mama îl stimulează și între noi ne stimulează, el va povesti mai multe. Și dacă îl aplaudăm, el se va înflăcărea și va povesti și mai multe. Dar uitați că oamenii sunt din ce în ce mai deschiși și vor să înțeleagă astfel de lucruri. Oamenii nu sunt deschiși din ce în ce mai. E greșit. Oamenii sunt din ce în ce mai închiși. Nivelul de inteligență scade din ce în ce mai mult, de la un an la altul. Psihologia asta știu. Ei creează numai imaginea de asta. Iluzia că oamenii sunt mai deschis. Mai deschis către ce? Către prostii. Către zona asta de cunoaștere. Către spiritualitate nu trebuie să fii deschis. Că ea e peste tot. Nu trebuie să te deschizi că ea să intre sau să te închizi că ea să nu iasă. Trebuie doar să te apuci să cercetezi ce creația. Este apropo asta, regula creștinului, legea lui. Cercetează. Și pe Domnul Dumnezeu tău și pe tine și inima ta și credința ta cercetează. Nu crede și nu cerceta. Eu vă mulțumesc tare mult, ar fi multe de discutat despre acest subiect. Vă mai așteptăm în platoul nostru să discutăm și alte subiecte la fel de interesante ca cel de astăzi. Cu mare drag, dacă nu v-am deranjat suficient de mult pe tine și pe telespectatorii. Nu ne-ați deranjat și nici nu ne-ați atacat energetic. Da. O să vin de fiecare dată cu mare drag când o să mă invitați sau o să formeze pentru asta condițiile necesare și suficiente. Pentru că nu depind totdeauna numai de mine și nu totdeauna depind numai de voi. Mulțumesc tare mult! Succes! Rămâneți alături de noi, vom reveni imediat cu horoscopul săptămânii. Vă spun doar atât, una dintre zodii va trece prin transformări importante. Ne revedem imediat!